La sfârșitul săptămânii trecute, mitropolitul de Chirenia, Histotom, a fost primit în înalpreasfinția sa Teodosie și împreună au săvârșit Sfânta Liturghie și hirotonosirea tinerilor preoți. Mitropolitul de Chirenia este de formație teolog, biblist și liturgist și chiar dacă are doar 42 de ani, se mândrește cu o pregătire solidă în domeniul filologic, istoric și în cel al studiilor europene, inclusiv în cel al legislației europene. De asemenea, poate citi și folosi pentru munca sa de cercetare științifică și limbile biblice, ebraică, aramaică, siriacă și ugarită. În semn de recunoștință pentru realizările sale la propunerea Facultății de Teologie a Universității Ovidius din Constanța, luni i s-a acordat titlul de doctor honoris causa. Acordăm acest titlu de doctor honoris causa Mitropolitului Hristostom pentru că este un reprezentant al Ortodoxiei, este un profesor de teologie cu doctorat în teologie biblică, urmează să-și susțină și un doctorat în teologie liturgică, este reprezentantul Bisericii din Cipru și al Ortodoxiei la Vatican, și de asemenea reprezentant la UNESCO. Mitropolitul de Chirenia este primul ierarh cipriot care primește un asemenea titlu academic la Constanța. It is a great honor, not only for the Bishop of Chirenia, but also for all the Chirenian people who are refugees, even in their own country. And indeed, I would like to thank from from the depth of my heart, His Eminence, the President of the University, the Senate, and the professors and all the academics, because they celebrate the 20 years of theological education here in Tomis University, and they have chosen to make this great feast by inviting me and giving me the highest honor of the university, and I thank them very much. Distinși invitați, stimați colegi, onorat auditoriu, dragi studenți. Astăzi conferim cea mai înaltă distinție onorifică a Universității Ovidius din Constanța. Înalt preasfințitul Hristotom este reprezentant în Consiliul Mondial al Bisericilor și delegatul Bisericii Cipriote la Vatican, dar și membru în Societatea de Literatură Biblică, în Academia Americană a Religiei și în Comitetul de Conciliere a Federației Europene pentru UNESCO.